Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician, suntem în ediție specială. De vreo 2-3 săptămâni de când s-a constituit noua coaliție de guvernare PSD-PNL, au venit informații în cascadă. Sunt câteva confirmări oficiale. Cei de la PNL au cedat capitala României celor de la PSD, în sensul în care săptămâna aceasta, sau poate pe începutul săptămânii viitoare, va fi numit un nou prefect al capitalei, un fost consilier general al PNL, actual membru PSD, Hansu Kazem se numește viitorul prefect al capitalei. Practic, cei de la PSD preiau capitala României din punct de vedere politic, o capitală condusă de primarul independent sau susținut de PNL, Nicu Șordan. Capitala României arată în acest moment ca după război. Problemele cu încălzirea, cu apa caldă, problemele legate de trafic, problemele legate de poluare, problemele legate de mizerie, de faptul că nu mai există gropi de depozitare a deșeurilor pentru capitala României. Există o singură groapă care trebuie să deservească 6 sectoare. În acest moment, cum vă spuneam, liberalii pare că au cedat capitala României celor de la PSD. În contrapartidă, cei de la USR au intrat în opoziție, deși sunt anumite sectoare unde liberalii și useriștii în continuare au o alianță politică. Invitatul meu din această ediție specială este singurul primar de 3 mandate din capitala României, este primarul de la sectorul 3, Robert Negoiță, fost lider PSD. Calitatea dânsului din punct de vedere politic nu este foarte clară. Este invitatul meu, se așează pe scaun, a venit, probabil că ați întârziat. Bună seara, domnule Negoiță, din cauza traficului. Bună seara, trebuia să fiu la 9. Îmi cer scuze dacă am întârziat. Ați avut probleme cu traficul? Nu foarte tare. Sau la ora asta, da. La ora asta e mai uman, dar mai devreme era, într-adevăr, este dezastru. Și oricum nu sunteți foarte departe, adică sunteți în sectorul 3 aici, deci... Păi și ce se întâmplă, apropo de trafic? Păi se întâmplă că nu s-a prea făcut nimic pentru trafic, din nefericire, și constatăm cu toții acest aspect. Adică în ultimii 30 de ani... Nu s-a făcut nimic. Cine n-a făcut, domnule Negoiță? Dumneavoastră sunteți primar din 2012? Să știți că partea asta de mare infrastructură din totdeauna a fost la primăria generală. Noi, de la sectoare, am început să facem niște lucruri și mă refer la faptul că, de exemplu, iată, noi am făcut o parcare sub bulevardul Decebal și, Doamne ajută, mulțumesc încă o dată fostei administrații, fostei majorități și doamna Firea, care a fost de acord ca să treacă în administrarea noastră bulevardul Decebal și Burebista. Nu mai sunteți certat cu doamna Firea, că erați certat. Dar n-am fost certat. Eu nu sunt certat așa cu doamna Firea. Nu. Chiar dacă am avut, că se întâmplă în viață, că avem viziuni diferite, avem păreri diferite, vedem lucrurile diferit câteodată și e domnule normal Negoiță, să v-am invitat în această seară pentru că sunteți singurul primar. Am adresat invitații tuturor primarilor de sectoare și primarului general Nicu Șordan. Nimeni nu mai vrea să comunice legat de București. Repet, dumneavoastră sunteți primar ales, cred că prima dată în 2012, sunteți la al treilea mandat, ați acceptat invitația și trebuie să discutăm cu cărțile pe față despre cum arată capitala României. Sunt zeci de mii de români care vin din provincie cu diferite treburi pe la capitală, cum se zice, au treabă în București, nu foarte fericit să vină în capitala României, și care de dimineața până la ora 19-18 trebuie să stea în ambuteiaje, trebuie să se chinuie să găsească un loc de parcare, trebuie să trăiască 2-3 zile cât au treabă prin București într-o capitală sufocată, murdară, plină de poluare, de trafic infernal, repet. Și întrebarea este, așa era și acum 12 ani când ați fost dumneavoastră ales primar, așa era și acum 15 ani. De ce nu se face nimica? Nu sunt bani, nu există voință, e la mijloc altceva, nu știu, de care știți dumneavoastră. Haideți să o luăm pe rând.
Haideți să... Îmi face mare plăcere să vorbesc despre sectorul 3. Evident că tot Bucureștiul este important, dar nu trebuie să omitem faptul că cel mai mare sector din București totuși este sectorul 3. Și aproximativ un sfert din bucureșteni locuiesc în sectorul 3. În sector în care, în ultimii 9 ani de zile, așa cum spuneți dumneavoastră, din 2012 încoace, la reabilitarea termică de exemplu, un singur domeniu, în toată țara nu s-au reabilitat atâtea blocuri cât am făcut noi sectorul 3. Și... două treimi, adică mult peste jumătate, făcute cu bani europeni, ceea ce este foarte important. Iată că se întâmplă lucruri. Am construit numai în ultimii 2 ani de zile 10 grădinițe creșe. Am reabilitat toate școlile și am extins foarte multe școli. Spațiile verzi niciodată și nu există zonă urbană în România verde cum este sectorul 3. E foarte bine că ați făcut asta, dar Bucureștiul este capitala României, este capitala tuturor românilor. Aici se află toate instituțiile centrale ale administrației din România, administrație centrale. Aici trebuie să vii cu jalba în proțap ca să rezolvi lucruri. Capitala asta... Sunt chestiuni care nu țin de administrația locală. Dacă dumneavoastră ați făcut lucruri bune la sectorul 3, în ansamblu lui acest oraș, dacă pretindeți că ați făcut, în ansamblu acest oraș arată prost. Eu vă invit să veniți în sectorul 3 să vedeți cum arată locurile de joacă, cum arată spațiile verzi, cum arată parcurile din sectorul 3. Să vedeți parcarea de la Decebal, care niciodată ele în mod normal nu sunt în atribuția primăriei de sector. Dar noi sectoarele am început să luăm din atribuțiile primăriei generale pentru că ne-am cam obișnuit ca să nu avem așteptări din acea zonă. Dacă pătrățica dumneavoastră dar o altă chestiune arată că bine, e foarte... asta înseamnă că orașul arată bine. Este asta vă interesează doar relevant la dumneavoastră în sector să fie în regulă. Ce aș putea să fac eu în sectorul 1, de exemplu? Sau în sectorul 2, sau în sectorul... nu știu. Păi sunteți la al treilea mandat, aveți cea mai mare vechime. În afară de sectorul 3, ce ar trebui? Peste Nicu Șordan. V-am văzut că ați mers peste cei de la USR Plus. Haideți să vedem imagine. Ați fost la sediu partidului USR. Corect, da? Marți. USR, ca și să știe, săptămâna trecută am fost. Ca să știe telespectatorii, dacă nu știu, dar cu siguranță știu cei care sunt în București, da? USR controlează politic aproape integralitate administrației locale din capitală și are o influență foarte mare, inclusiv la Primăria Generală a Capitalei. Îl salut și pe domnul Alfred Bulai înainte să vedem declarațiile. Bună seara, domnule Bulai. Bună seara. Cunoașteți foarte bine Bucureștiul, ați făcut sondaje, ați urmărit diversele personaje și lideri politici care s-au perindat la conducerea capitalei României. O capitală, repet, care în acest moment, pot să vă spun că am făcut o oră și 30 de minute ca să ajung la sediul televiziunii. Iar situația este, cum să spun eu, groaznică de la lună la lună. Dacă mai și ninge, dacă și mai plouă în capitala României, este groaznic, este jale. Haideți să vedem pe domnul Negoiță trolându-i pe cei de la USR. Edilul sectorului 3 spune că cei de la USR îi blochează proiectele fără niciun motiv palpabil. Pur și simplu nu vor să-l lase să-și facă treaba, afirmă Robert Negoiță. Blocarea proiectului la minor, care este spre finalizare. Mai avem puțin și finalizăm un mare obiectiv al sectorului 3. Pasajele și podurile care să fluidizeze circulația din sectorul 3, pentru că ne sufocăm într-un oraș foarte poluat, și principala sursă de poluare este fix traficul din București, în care, ce credeți, consilierii de la USR votează împotriva fluidizării traficului, împotriva proiectelor de fluidizare a traficului, pe niște argumente puerile, ca de exemplu că nu avem indicatori de performanță pentru pasaje și pentru poduri, că dacă n-ar fi de plâns, ar fi de mare râs. În consecință, Robert Negoiță a mers la sediul celor de la USR pentru a-i transmite lui Dacian Cioloș o scrisoare în care a detaliat toate nemulțumirile legate de consilierii locali de la USR. Sunt niște inși care se joacă cu votul și generează blocaje. Vreau să prezint această situație președintelui USR și să-i cer nu doar opinia, ci îi cer și o întâlnire pentru a-i descrie, pentru a-i spune toate dificultățile pe care le avem la sectorul 3 și vreau să știu care e opinia dumnealui, dacă le cunoaște și dacă le acceptă, dacă este de acord ca un consiliu, dacă e de acord ca un sector, cel mai mare sector din București,
și care este cea mai mare comunitate locală din România, jumătate de milion de cetățeni, să fie blocată de niște inși, niște cetățeni care au votat, au primit votul cetățenilor, au avut încredere în ei să-i trimit acolo pentru ca dumnealor să genereze într-un mod ticălos blocaje. Da. Păi vorbează noastră de trafic. V-a răspuns domnul Cioloș? Nu, văd că l-a spus aici în imagine și cred că ar trebui să-i fie rușine că încerc de atâta timp să-l contactez și să avem o discuție, să-mi spun o părere. Domn primar, domnule, nu o să faci, domnule, nimic. Consilierii au dispoziție de la mine să voteze totul împotriva. Măcar să spună ceva, să se sinchisească, să se obosească. Măcar să spună ceva. Vin și se prezintă ca niște reformatori, ca niște oameni care vor să facă un alt fel de politică, o politică pentru cetățean, o politică progresistă, într-un oraș în care ne sufocăm la propriu, în care nu putem circula, că e nenorocire să ascultați un punct de vedere de al unui consilier USR care spune, citez, haideți, domn primar, că e adevărat, sunt ceva probleme, dar nu e chiar așa, nu este prioritate să facem poduri și pasaje. Sau, dacă are, care este prioritatea? Poate întrebați dumneavoastră, că eu am întrebat de atâtea ori și de asta vreau întâlnire cu domnul Cioloș. Domnule, care sunt prioritățile? L-ați sunat pe Dacian Cioloș? I-am dat un mesaj odată și nu mi-a răspuns. V-a răspuns? Nu. Mesaj sau SMS? Sau cum SMS. Haideți să sunăm în direct. Pe Nicușor Dan l-ați sunat? Da. Ați mai vorbit multe cu dânsul? Foarte greu. Foarte cum greu, foarte de greu? Exemplu, ce, am ce reușit... foarte greu? E foarte greu, că nu răspunde nici la telefon și nici la mesaje. Dar e adevărat că Păi mergeți peste la primărie. Probabil că o să fac treaba asta. Probabil că o să fac chestiunea asta. Pentru că trebuie să găsim o soluție să rezolvăm problemele. Ne vor întreba cetățenii pe bună dreptate când ne întâlnesc pe stradă, domnule, ce faceți în poziția aia? Și noi trebuie să facem tot ce depinde de noi. Am dar semnat ce peste primarul general. Bun, deci Cioloș nu v-a răspuns, Nicușor Dan răspunde greu. Când v-ați văzut ultima dată cu primarul capitalei? La o întâlnire pe salubritate, întâlnire care a fost convocată de către ministrul mediului. Și trebuie știut treaba asta, că Bucureștiul are o mare problemă pe salubritate. Sunt sute de milioane de euro, bani europeni, alocați pentru investiții în salubritate. Primăria Generală, așa cum dumneavoastră că v-am ascultat când am intrat aici, pe bună dreptate a spus că Primăria Generală, că toată capitala și tot județul Ilfov, care înseamnă, Doamne iartă-mă, 15% și chiar un sfert din puterea economică a României, depinde de o groapă, de un depozit privat și ilegal. Și nu avem ce să facem pentru că... Care și ilegal, instituția reprezentată de domnul din imagine nu își face treaba. Primăria Generală, eu, noi sectoarele avem inițiativă, noi vrem să o facem, dar ea prin lege nu e la noi și nu putem face chestiuni pe care nu le avem în atribuții, ca de exemplu depozitarea și valorificarea energetică. Și avem mari probleme că facem colectare selectivă, iar anumite fracții trebuie să ajungă acolo unde să le valorifice Primăria Generală, care nu face nimic. Mai mult decât atât, nu e în stare să facă un ADI, o agenție de dezvoltare intracomunitară. Dumnezeu, este râs. Stați puțin că există. Pierdem sute de milioane de euro. Există cu Ilfovul acest ADI? Nu există. Ilfovul la disperare. Că n-au reușit să colaboreze cu Primăria Generală, Ilfovul și-a făcut propriul ADI, Agenție de Dezvoltare Intracomunitară, care există, funcționează și au depus deja proiect. Noi pe București nu putem depune niciun proiect, dar pentru că acești înși nu sunt capabili să-și facă treaba să înființeze acel ADI. Noi am dat hotărâre de Consiliu de mult de la sectorul 3, prin care am cerut Primăria Generală să facă acest ADI. Nicușor, dar nu răspunde la telefon, nici pentru B1 TV. Domnule Negoiță, mi-aduc aminte, cred că prin 2018... când v-ați certat cu Dragnea și cu conducerea PSD, inclusiv cu Gabriela Firea, a spus că vă simțiți nereprezentat în PSD, ca să zic așa, și că ați fi fost dispus să ieșiți în piață, să protestați. Erau protestele, dacă vă aduceți aminte. Protestele, foarte bine, da. Protestele care i-au dus la putere pe cei de la USR, care conduc capitala României, la nivel de sectoare, prin consiliile locale, la nivel de sector 1 e USR, sector 2 este USR,
sector 6 USR, chiar dacă e liberal, și cam primar general USR, că Nicușor Dan nu e liberal, a fost susținut de PNL. Deci USR conduce aproape jumătate din capitala României cu primarul general și au fost aduși la putere de oamenii care au protestat. Despre care dumneavoastră spuneați că sunt oameni frumoși și liberi și că urmează să facă lucruri bune pentru comunitate. Ce s-a întâmplat? Aveți dreptate, domnule. Cu ce am Stire, v-am pus o întrebare? E o întrebare cu adevăr în ea, în sensul în care cu toții ne dorim mai bine. Și se întâmplă câteodată să fim nemulțumiți și din nemulțumire să ne dorim să schimbăm lucrurile în bine. Că în realitate se întâmplă să avem parte de mai prost, de multe ori este o realitate. Dar chiar dacă dumneavoastră ați făcut așa o compilație din declarațiile mele, chiar dacă eu am spus că aveam pornirea să ies în piață și eu de multe ori, de exemplu, sunt foarte supărat pe faptul că în continuare și după ce acest useriști au fost la guvernare aproape un an de zile și care se băteau cu cărămida în piept că legea achizițiilor publice, care este o nenorocire pentru țara asta și e singura țară din lumea civilizată care are o astfel de lege, au avut vreo inițiativă să schimbe această lege a achizițiilor publice? Eu nu mi-amintesc. Astăzi este aceeași lege. Și da, este o nenorocire pentru România legea achizițiilor publice, care, repet, n-are legătură cu nimic, cu nicio legislație din domeniul din lume. Legea a fost modificată pe vremea guvernării PSD, partidul din care ați făcut parte. Cu atât mai, mai revoltat. Mai PSD? Nu, de mult. Nu. Cu atât mai revoltat am fost atunci, cu cât nu am găsit înțelegere să avem o lege a achizițiilor publice. Și aici vă spun doar un exemplu. Domnule Bulai, discutăm despre capitala României. Ați fost prin trafic zilele astea? A fost o săptămână de coșmar. M-a ferit Dumnezeu. Da, de regulă e bine să stai acasă. Probabil că Nicușor Dan lucrează cu cei de la teoria conspirației, dacă era vorba cu pandemia, că pandemia a fost declanșată ca să ne țină în casă. Dar în București nu trebuie să fie pandemie, că oricum dacă riști să ieși din casă, nu prea ajungi departe. Și așa că trebuie să stai în casă. Da, cam și asta regula de bază. De ani de zile, mi-aduc aminte că recordul meu absolut a fost din centru până acasă să fac 2 ore jumate, pentru că atunci când era avântul la economic, în 2007-2008, și nici nu, încă nu plecaseră foarte mulți, era nebunie. Mai juca și Steaua pe Ghencea, era mai bine nu mergeai acasă. Și când nu era online, totul preferam, de exemplu, când termina orele 6, să rămân la facultate de nebun până pe 8, să plec mai târziu, că măcar nu stau de nebun în trafic. Evident că este o problemă majoră de mult timp. Sigur, dacă și plouă, chiar nu are sens să ieși din casă. Din păcate, o mare parte din bucureșteni trebuie să iasă din casă. Acum, sunt modele și modele. E destul de multe lucruri sunt relativ simple. De exemplu, primăria putea în 30 de ani, mă rog, nu în primii 10, că nu avea resurse, dar acum are. Într-adevăr, mai bine de un sfert din PIB-ul României se face în București. Și chiar câteva procente din PIB se fac numai în sectorul 1, unde sunt sediile marilor concerne din România. Adică banii există. Se putea face, s-a întâmplat în alte părți. Cumperi teren ca primărie pe lângă București, la 15-20 km, nu aproape, și faci mic oraș administrativ. Muți toată administrația acolo. A făcut Ungaria chestia asta. Și guvernul. Cu tot. Toată lumea care vine merge cu orașul pe care poți să faci foarte frumos. Am dat un exemplu. Sigur, eu vorbesc de mari proiecte. La noi nu sunt mari proiecte. E o grijă teribilă pentru asfaltări, cârpit, locuri de joacă. Ok, dar noi am trecut de stadiul ăsta. Adică acum ar trebui să existe mari proiecte. Și, într-adevăr, domnul Negoiță are dreptate. E o tâmpenie legală la noi, în sensul în care, de fapt, nu există foarte clar cum definești legal colaborarea între sectoare și primăria generală. Primăria generală a vrut în permanență,
consilierii generali și primarii generali, a vrut să aibă maxim de putere și maxim de resurse și evident gestionează prost, pentru că evident capitala în același timp e împărțită în sectoare, deci nu există un teritoriu real al primăriei, ci doar funcție. Dacă le-ar desființa sectoarele, ar fi mai bine sau europeană, mai prost? Nu, formula europeană ar trebui să existe mai multe sectoare. Formula este să ai sectoare cât mai mici, care să poată administra foarte eficient, dar cu atribuții foarte clare, zonele respective. Sigur că comuniștii au fost foarte deștepți, că ei au făcut sectoarele, să ne înțelegem. Sigur, au fost 8 și s-au redus la 6. Fiecare sector a avut echilibrat și periferie și centru. Așa s-a gândit. Pentru că au vrut să le echilibreze, pentru că, într-adevăr, sectoarele ar trebui să fie un pic echilibrate și ca resurse, ca oportunități. Nu sunt 100%, dar până la urmă n-a fost o idee rea. Problema este că ei au avut o viziune. Putem să o criticăm. Problema că este că de ani și ani de zile nu pare că există vreo viziune în București. Cea mai mare parte de la capitală din bani se duc pe transport, pe subvenții la Radeci și la transportul în comun. Da, ca să fac o paralelă apropo de eșecul capitalei României, este un eșec politico-administrativ sau economico-politico-administrativ care seamănă cu eșecul de fapt a acestei țări. Dacă România, de exemplu, ceea ce încasează din taxe și impozite, 90% se duce pe pensii și salarii, cheltuielile capitalei României, cum spunea domnul Bulai, se duc pe transport, pe subvenția la căldură și se închide povestea. Da? Bugetului capitalei României. Și doar o mențiune aș vrea să mai fac. Cu aerul destul de imoral. Pentru că dacă eu cer de la bugetul național subvenție pentru cel mai bogat oraș din București, e o problemă. Adică, cum să zic, Bucureștiul ar trebui să trăiască singur și dacă are nevoie de bani, ar trebui să aibă pentru proiecte, Dumnezeule, adică pentru a construi ceva, pentru a extinde orașul. Este o mare problemă. Chestiunea asta a fost discutată acum prima dată 15 ani la Cluj când făceam presă, apropo de de faptul că comunitățile care produc să își valorifice plus valoarea la nivel local, să nu se mai ducă bani la București și de acolo să fie împărțiți către comunitățile locale. Este frustrant, de exemplu, ca în orașe ale României, din Transilvania, din Moldova, da, să se facă plus valoare, acea plus valoare să fie luată la București și să se dea subvenții, cum spuneați, pentru căldură bucureștenilor pe care îi iubim, da, locuim, sunt bucureștean deja de și eu de 14 ani, pentru subvenție la căldură în condițiile în care un bucureștean câștigă, conform datelor statistice, aproape de două ori mai mult decât un român de la Vaslui, de la Botoșani, de la Bistrița sau de la Sălaj. Da? Deci, frustrarea este maximă. Este o frustrare a faptului că dacă ești bogat, primești mai mult. Dacă ești sărac, ți se ia și puținul ăla pe care îl produci. Biblic aproape, da. Ar mai trebui, mai sunt câteva aspecte. Îmi cer scuze, domnul profesor are dreptate. Domnul Bulai, tot respectul, îmi cer scuze. Trebuie să spunem, aveți 100% dreptate, se cheltuie neștire, aici se vede proasta administrare, prostul management de la primăria generală, faptul că nu e în stare să reformeze două sisteme mari, care nu doar că sunt foarte consumatoare de resurse, dar sunt și foarte ineficiente. Bună oară, e sezonul ăsta rece și vedem cum sunt în stare să rezolve partea cu termia, pe care noi am cerut-o la sectorul 3, nu de altă dată, să le demonstrăm noi cum se poate face termie. De ani de zile ne chinuim să facem treaba asta. Domnule, mai e un adevăr de spus. Pot să vă dau un exemplu că nu le pasă. De două luni, aproape în fiecare săptămână, cu subiect de tratat în emisiune sau cu intervenții ale mele personale, da, în editorialul de început al emisiunii, vorbesc despre cei 50.000 de bucureșteni care îngheață în sectorul 6. Nu interesează pe nimeni. Nici pe ministrul energiei, nici pe șeful de la Romgaz, nici pe șeful de la Elcen, nici pe șeful de la Termoenergetica, nici pe Nicu Șordan.
pe nimeni, domnul Negoiță. Pe nimeni nu interesează. Nu pot să vă contrazic și îmi pare rău că nu vă pot contrazice. Realitatea vă dă dreptate, vă confirmă ce spuneți, dar este un detaliu important pe care cred că e normal să-l menționez, și anume că am făcut o analiză comparativă ce înseamnă administrația publică locală în România ca finanțare raportat de tot ce înseamnă în lumea civilizată. În lumea civilizată, de la granița României în vest, administrația locală primește între 30 și 60% din PIB. 70% din serviciile publice sunt acordate de către administrația locală. Haideți să ne uităm la ele și le numărăm. De la învățământ până la termie, transport, salubritate. Nu e posibil ca în România ponderea bugetului, adică administrația locală, bugetul din administrația locală, total în România, din total buget consolidat să fie undeva la 15%. Adică jumătate cât minimul din lumea civilizată, și de aceea, nu numai de aceea, dar și de aceea, iată Bucureștiul, un oraș care în mod normal ar trebui să meargă pe propriile picioare, nu se poate descurca. Și e adevărat, și un prost management, nu numai prost management, mai e și colcăială politică și lipitor și așa mai departe, inclusiv sau mai ales pe zona de transport și pe partea de termie, în care nu se pot abține să nu-și bage acolo directori, adjuncți, echipe și după aceea să angajeze oameni. Domnule, n-ai nevoie să angajeze, dar să și facă. Știți că era butada aia. Domnule, să fure, dar să și facă ceva. Repet, de ce trebuie să plătească românul de la Vaslui, de la Bistrița, de la Ialomița, de la Călăraș, din impozitele lui, subvenția de căldură a bucureșteanului? În condiții în care bucureșteanul câștigă mai mult decât el din județele alea. Dar faptul că bucureșteanul plătește foarte scump frigul și apa rece. Asta e altă treabă. Dar domnul Nicușor, merge la bugetul guvernului să ceară subvenția. Să meargă să se împrumute de la bănci, să meargă pe piața liberă să se împrumute pentru subvenția aia. De ce tot trebuie să o plătească românii, domnule Robert Negoiță? De ce merge Nicușor Dan să facă ceea ce făcea și Firea, ceea ce făcea și Oprescu și alți primari înaintea lui? Cred că înainte să meargă cu căciula în mână, ar trebui să reformeze aceste sisteme. Noi când ne-am făcut direcția de salubritate, am trimis o echipă la STB să vadă cum funcționează sistemul lor, flota dumnealor de mașini. Și s-au întors oamenii de acolo speriați. S-au întors oamenii, credeți-mă, de acolo speriați. Au zis, domn primar, nu că n-avem nimic de învățat acolo, dar aia sunt în evul mediu. La ora asta, domn Mănăstire, la noi la sectorul 3 există un dispecerat în care orice mașină, că e perie, că e gunoieră, că e platformă, absolut toate mașinile noastre de la salubritate sector 3, că noi facem salubritate singur la sector 3, angajații primăriei cu propriile noastre utilaje. Noi știm în fiecare secundă unde e, ce face, dacă staționează mai mult, dacă și-a oprit motorul, dacă are o problemă. Credeți că STB are așa ceva? Vă spun eu, nu! Cum se calculează kilometri, cum se fac traseele, cum se verifică tot ce înseamnă consum? Noi avem toate mașinile la noi, au inel la rezervor, au cartelă și răspund de fiecare kilometru. Dacă ia 5 litri din rezervor, mie îmi spune sistemul în mod automat unde au dispărut acei 5 litri. Zice, a oprit pe strada cutare, la numărul cutare, a staționat 5 minute de la ora de la raudare. Deci acolo, pentru că ai litrometru în rezervor, ai inel, ai cartelă, ai GPS. Credeți că cei de la STB așa? Vă spun eu o chestiune. Nu ofens pentru STB. Asta înseamnă că la STB se fură combustibil? Vă dau un detaliu. Eu știu un director plătit cu bani mulți din privat și știu bine, nu vreau să dau detalii, care a lăsat funcția de director, s-a dus angajat șofer la STB. Mi-a zis că e mai bine acolo. Șofer la STB? Din funcția de director. Pe autobuzul STB-ului? Da. Păi și cum să fie mai bine? Nu știu. Păi da, nu știu că nu sunt șofer la STB, păi, dar da, am înțeles, dacă aluzia vă interesează în mod special, da, deci pe lângă benzină găsiți. Ce se mai fură? Pe la, fură cauciucuri, ce fură piese? Nu înțeleg. Ca să fie bine, ca știți, să fie rău. Știți cât ne costă pe noi kilometru cu STB-ul? Cât? Dublu decât cel mai scump transport pe care îl găsiți în piață.
Ca să nu dau mai multe detalii. De ce n-are Bucureștiul bani? E bine de aia. Și ne costă megavatul, mă rog, gigavatul sau cum îi zicem noi, de termie, cred că de 3 ori mai scump decât e în piață. Gigacalorie. Bun, asta e o problemă cu țevile și așa mai departe. Bun, apropo de asta, și care ar fi soluția? Dumneavoastră, dacă ați fi mâine primar general, că îl criticăm pe Nicu Șordan, pe bună dreptate, ce ați face? Nu-mi doresc să fiu primar general, domnul Cusire. Da, nu-mi doresc să ne dea nouă termia. Domnule, sectorul 3 sunt 300 de să treacă de la primăria generală la sector. Bun, înțeleg că sunt 300 de milioane, am încercat să fac o licitație pentru niște țevi, nu i-a ieșit licitația, sunt bani europeni. Nu, asta ce ați face? Ați sparge tot Bucureștiul să faceți țevile astea? Alții spun, domnule, e o tâmpenie, hai să facem niște centrale de cvartal, de cartier. Chiar da? Vreți să vă spun ce e da, ce care, de făcut? Da, care e ideea? Mie nu mi se pare fezabil, n-am nicio treabă, oricum nu i-a ieșit licitația unui cu Șordan, dar mi se pare o idee foarte inteligentă să spargi tot Bucureștiul, să repar magistralele de conductă, de transport, de termie, în condițiile în care oricum orașul e varză și de-abia poți să mergi din punctul A în punctul B. Din nordul capitalei până în centru, dacă cumva ai ghinionul să vii cu avionul de pe la Cluj, faci 2 ore în trafic. Deci dacă ajungi pe aeroportul Otopeni și vrei să ajungi la Ministerul de Interne sau în centru, aici unde este studioul BMTV, faci 2 ore seara după ora 18. Corect. Da? Dacă mai spargi și țevile și faci șantiere prin capitala României, poate că o să faci 5 ore. O să iasă oamenii să-și dea în cap. Atunci când am cerut termia la sectorul 3, am făcut întâlnire cu niște oameni foarte bine pregătiți pe partea de termie și pe partea energetică în general. Ei bine, și mi-au prezentat un plan de ce s-ar putea face în sectorul 3, că nu mă interesează nici ce se poate face în alt sector sau în general în București. Și dacă s-ar schimba strategia, și vă spun în câteva cuvinte, dacă mă lăsați nu mai mult de 3 minute. Nu trebuie să acoperi cu magistralele vârfurile de minus 20 de grade. Eu trebuie să îmi fac un calcul că mă duc până la 0 grade. Minus 20 de grade am 2 săptămâni pe an, cel mult. Și atunci îmi pun niște centrale care să-mi acopere vârful. Dacă am niște centrale de cartier care să-mi acopere doar vârfurile de sarcină, adică atunci când a scăzut sub 0 grade îmi pornesc acele centrale, repet, cel mult 2 săptămâni pe an, atunci îmi redimensionez tot sistemul, iar țevile trebuie să fie mai mici și nu mai sparg nimic. Pentru că ce credeți că fac două mănăstire? Trag țeavă prin țeavă. În țeavă unde trebuia 100, eu bag o țeavă de 60 că mi-e suficientă. Și am încheiat discuția, nu mai sparg nimic. Am trecut țeavă prin țeavă, am venit și am pus, atenție, acele centrale pe care le pun în punctele termice, le folosesc eu în, ca strategie, le folosesc în vârfurile de sarcină, dar vă mai dau un alt detaliu. Le pot folosi și într-o situație de avarie. A dat cineva cu excavatorul și mi-a rupt o țeavă. Am vane, am închis, am pornit centrala de acolo și nu las oamenii fără apă caldă. Am o problemă dacă am o avarie când am minus 20 de grade. Repet, acele 2 săptămâni pe an. Și atenție, pe o zonă mică, restrânsă din București. Astăzi vine să ne spună că au nu știu câte mii de kilometri de rețea de la Radet. Ceea ce este o aberație. Acum când noi facem podul de pe Paladii, în dreptul străzii Teclu, ca să fluidizăm circulația, să scoatem puțin traficul din sectorul 3, am aflat că de fapt acolo este o magistrală, domnul ministre, pe care noi trebuie să o deviem. Știți ce alimentează acea magistrală? Bunăoara, acolo erau niște platforme de producție. Astăzi acea magistrală încălzește un birou. Și în zonă, dar ne costă mult mai ieftin să vă punem o centrală termică decât să vă deviem. Nu să schimbăm tot traseul ăla de kilometri. Să deviem acolo unde vine podul, unde vine piciorul podului, chiar pe țevile astea, pe magistrala asta. Că vă pricepeți. Și nu sunt de acord cu treaba asta. De ce nu mergeți să bateți cu pumnul în masă, să spun, lăsați-mă pe mine să implementez măcar ideile astea în sectorul 3. În 2-3 cartiere, lăsați-mă să implementez, să vedem dacă iese. Și poate iese ideile, poate aceste idei pot fi puse în practică. Bateți cu pumnul în masă, mergeți peste Nicușor, da, domnule, lasă-mă în 2 cartiere din sectorul 3, măi primare general, să fac, să implementez ideea asta, ce ne-a spus acum, cu țevile, că bagi aia de 60, nu mă pricep, da, lasă-mă în 2 sectoare să implementez modelul ăsta, poate iese. De ce nu faceți asta? Mergeți peste acum, el. Acum când stăm de vorbă, domnul Iulian Iancu, care îl știți bine, un expert în partea de energie, și care este directorul unui institut din Academia Română, chiar lucrează la o strategie energetică pentru sectorul 3, care include și chestiunea asta.
ce aș putea, dați-mi o idee, ce aș putea să fac mai mult decât am făcut. Am bătut la uși, la miniștri, la parlament. Domnule, dați-ne, vă rog, domnule, dați-ne nouă termia în sectorul, nu știu, 3. Vrem să arătăm că se poate. Faceți ca cei de la USR, legați-vă cu lanțurile, pichetați, faceți o grevă a foamei, nu știu. Da, acum, serios vorbind, puteți merge să cereți măcar ca idee, domnule, lăsați-mă să fac un proiect pilot. Găsiți 2-3 sectoare din 2-3 cartiere din sectorul 3, să implementați genul ăsta de chestiune, da? Lăsați-mă să fac cu centrale de quartal, cu centrale, cu vane, cum ați explicat, domnule, poate miese. Și pe modelul ăsta, dacă e funcțional, să se reduplice în București mai departe. De ce sunt bune sectoarele? Că discutam mai devreme de modul de organizare al Bucureștiului. Domnule, dacă... Deci, Bucureștiul nu poate fi gestionat de un om, că indiferent cine ar fi el, și de aceea are dreptate domnul Ulai, avem nevoie de sectoare care să fie subsidiaritate, mai aproape de cetățean. S-a făcut bine ce s-a făcut până acum, că s-au luat atribuții de la Primăria Generală, s-au dat la sector. Eu cred că dacă s-ar da și termia la sectorul 3 cel puțin, sau poate și ceilalți dacă își doresc să se dea termia și către celelalte sectoare, vă spun un mare câștig care exista. Domnul Negoiță, concurența. Nu că se dă, nu ne lăsăm pe mâna unui singur care ridică din numeri că nu se pricepe și nu înțelege nimic. N-ați văzut afacerea. Poate găsim unul din cei 6 care înțelege ceva și care se apucă să facă și e un exemplu pentru ceilalți să zică, bă, dar cum ăla 3 a reușit? Hai mă că vrem și noi să facem așa. Deci Nicușor Dan vrea să cumpere Elcenul. A cerut niște bani de la guvern. Vrea Termoenergetica să cumpere Elcenul. Nu că nu vă dau atribuții la sectoare. Vor să centralizeze, vor să ia producătorul de termie a statului, a Ministerului Energiei, să-l cumpere la Primăria Capitalei în condițiile în care au niște datorii înfricoșătoare. Domnule Bulai. Vă spun doar o secundă. Deci ăștia, din punct de vedere... Scuze, foarte scurt. M-am întâlnit cu cetățeni, de ce vă spun eu că nu ne trebuie Elcenul? M-am întâlnit cu cetățeni care vor să facă investiții în astfel de platforme de producție prin care energia termică devine deșeu. Oamenii produc, dacă vă duceți astăzi la Ploiești, o să vedeți că oamenii ăia plătesc mulți bani ca să scape de căldură pe care o dă în atmosferă. La Pitești am văzut la fel. Astăzi, când stăm de vorbă, se întâmplă treaba asta. Căldura, energia termică, într-o astfel de instalație este deșeu. Dacă faci o înțelegere corectă cu ei, să-ți acopere în bandă apa caldă și căldura, poți să cumperi energia termică de la un privat care face o astfel de investiție, să o cumperi cu 2 lei energia termică, pentru că dânsii își scot banii din energia electrică. Și lucrul ăsta, deci mi-a spus că dacă aveți viziune, nu-i viziunea mea. Stau de vorbă cu specialiștii care se pricep și care au idei și vin. Dom'le, hai că sună. Uite, asta e ideea mea, că știu că mă pricep la treaba asta, dar iată. Ți-aduc 2, 3, 7 investitori care sunt dispuși să investească și să facă un contract. Îți furnizeze energie termică la un preț mult sub cel pe care l-ai câștigat dacă ai arde gazul simplu și fără cogenerare. Și cu ce condiție? Care sunt condițiile să vină investitorii? Că iei în bandă. Adică ești client și îl asiguri de desfacere, adică iei o anumită cantitate de energie termică. Hai să facem, care și complicat, e mare, mergem pe Marte, pe Lună. Uitați, de exemplu la Ploiești, nu s-au înțeles cei de la primărie cu cei de la OMV Petrom. Am survolat cu un avion mic acum 2 săptămâni turnurile de răcire ale platformelor unde produc energie electrică, iar energia termică sute de megawați putere... O scot în atmosferă, da. O dau în aer, care înseamnă poluare. În loc să o racordezi cu 2 țevi tur-retur și să încălzești orașul Ploiești aproape gratis. Aproape gratis din perspectiva producției agent termic. Ai un cost cu distribuția, cost pe care ți-l asumi. Domnule Bulai, un minut. Deci vom continua să discutăm, parcă știți care e senzația cu domnul Negoiță, da? Nu l-am chemat acum să-l certăm, că nu e primarul Capitalei deocamdată, da? Dar senzația este parcă suntem în campanie. Toate discuțiile astea le aveam și acum 2-3 ani de zile. Repet, parcă suntem în ziua cârtiței și pun pariu, pun rămășac că o să le discutăm și în 2024.
Ce e asta? E falimentul până la urmă simbolic al capitalei, care înseamnă falimentul de fapt a țării administrativ. Am avut un interviu, o discuție, mă rog, cu un primar dintr-un oraș mic din România care a rezolvat până anii 90 problema termoficării în orașul ăla. Era inginer și mă rog, omul a înțeles de la bun început că sistemul pe care îl moștenește este mort. Nu că era, avea și el cetul lui, dar nu, și-a dat seama că o să moară. Cum? Explicați de simplă. Filozofia termoficării și energetică a comuniștilor avea logică pe sistemul comunist. Comuniștii au plantat centrale peste tot, care trebuia să producă energie electrică pentru industrie și, evident, o ieșire din sistem era căldura care era subvenționată astfel pentru populație. Asta a fost un sistem unitar. Problema în România după 90 este că industria n-a mai avut industrie, corect. Da? Sunt orașe care au putere de instalată uriașă, dar nu au ce să producă, că nu ia nimeni, că nu mai sunt fabricile. Da? București are o situație încă bună, dar are consum relativ mare. Și sigur, căldura nu mai poți să o produci, că nu mai produce energie electrică, că așa erau gândite instalațiile, care sunt vechi. Sigur că sunt multe strategii, dar în principiu, unde are domnul Negoiță dreptate perfectă, este că trebuie să schimb strategia, viziunea. Trebuie să am altă viziune asupra mecanismului. Noi încercăm să avem sistemul vechi și să reparăm un sistem care nu a fost gândit pentru România de azi. Da. Au gândit comuniștii pentru România de trebuie atunci. Trebuie să ne raportăm la capitalism. Da, luăm pauza comercială, că toți suntem în decembrie. Da, și comemorăm 30 de ani, 31 de ani de la Revoluția Română. Pauză comercială, revenim cu concluziile cu primarul sectorului 3, Robert Negoiță. Da, am revenit în direct alături de primarul sectorului 3 din capitală, Robert Negoiță. Să vreau să vedem declarație domnului Nicușor Dan. Știți discuțiile despre autorizație de construire. Domnul Nicușor Dan i-a luat un an de zile să ajungă la concluzia că trebuie să blocheze zeci de autorizații, de puzuri date în vechea administrație. Haideți să le vedem și să discutăm puțin despre ce se întâmplă cu haosul imobiliar din capitala României. Spun foarte direct, o continuare a dezvoltării Bucureștiului în direcția în care a mers în ultimii ani este absolut nocivă. Pentru fiecare din documentațiile de urbanism pe care le vedeți că nu au respectat standardele, voi propune Consiliului General respingerea acestor documentații, adică solicitarea de puz să nu fie aprobată. Asta nu înseamnă că dezvoltatorii nu vor putea reveni cu o propunere pentru dezvoltarea respectivelor zone din oraș, și Comisia Tehnică, în raportul pe care l-a făcut, și general și punctual pe fiecare din aceste proiecte, a dat și recomandări pentru ce trebuie să fie făcut astfel încât respectivele zone din București să fie dezvoltate. A suspendat puzurile de sector, suspendarea expiră pe 1 martie și vrem ca Inspectoratul de Stat în Construcții să finalizeze analiza în acest timp, astfel încât prefectul, dacă inspectoratul confirmă motivele de nelegalitate și nu are cum să nu le confirme pentru anumite documentații, dintre acestea ele au fost confirmate de instanță, astfel încât prefectul să poată să atace în instanță și să suspende aceste puzuri de sector. Cel mai probabil viitorul prefect de la PSD nu va ataca nimic în instanță și Nicușor Dan va trebui să facă ce, domnule Negoiță? Care e sensul a faptului că aștepți un an de zile și vii după un an de zile cu această declarație să spui că ai blocat? Există motive legale pentru care a blocat domnul Nicușor Dan toate puzurile de sector? Și multe autorizații, zeci, înțelegem, de proiecte imobiliare? Da, este o realitate. Bucureștiul trăiește într-o anormalitate de mulți ani. Adică. Și domnul Nicușor Dan, cred că nu l-a anunțat nimeni că e primar general, nu mai este ONG-ist. Pentru că eu
i-am spus ce cred într-o ședință când ne-am văzut cu toți. Erau cu domnii miniștri de față la un ministeru, o întâlnire destul de, cum să spun eu, destul de largă, cu mulți participanți. Greutate, da. Și le-am spus, domn primar general, domnul primar general, domnule, nu sunteți un chibiț pe margine. Sunteți primar general. Ați constatat că e ceva în neregulă. Domnul Mănăstire, dacă e să discutăm pe bune, puzul de sector e o chestie de neacceptat. Nu este o normalitate. Noi, în disperare de cauză, am făcut puzuri de sector pentru că ne-am săturat de haos. Normalitatea era, și tot respectul, apreciam deosebit ce a făcut, dacă nu se oprea și continua discuția cu următoarea frază. Până în martie o să avem aprobat Pugul Bucureștiului, ocazie cu care o să avem reglementată situația urbanistică din București. Să vă dea Dumnezeu sănătate, domn primar general, nu v-ați luat voturile bucureștenilor degeaba. Ați auzit acea frază? Că n-am auzit-o. Mai mult decât atât, eu m-am dus peste dumnealui și am zis, domn primar general, foarte 20 bine. 20 de secunde. Deci 20. Nu este Pug. Nu deci, a inițiat. Domn primar general, foarte bine, am luat puzurile de sector. De acord. Nu e o normalitate. N-ar trebui să existe. Când e gata Pugul? A, zice, nu e posibil așa ceva și nu poți să te legitimezi cu faptul că ești de un an și ceva primar general și până acum n-ai pus pe ordinea de zi niciun puz. Pentru că asta înseamnă blocaj, asta înseamnă condamnare la subdezvoltare. În fiecare an când, care trece, zeci de mii de locuințe din București ar trebui să fie scoase din uz. Asta înseamnă că trebuie să construiești alte locuințe pentru a le da o alternativă. Sunt mulți care vin din provincie să se stabilesc în București. Acest oraș crește și avem nevoie de dezvoltare economică. Deocamdată nu mai crește. O astfel de abordare, niciodată. Și vă spun o chestiune, este o dovadă de irresponsabilitate un astfel de comportament din partea unui primar general. Așteptăm replica domnului Nicușor Dan dacă va binevoi să răspundă pe la mesaje și pe la telefoane. Pauză comercială, revenim cu scandalul politic. Dacian Cioloș și Marcel Ciolacu au ocupat spațiu politic de dezbatere astăzi cu un scandal monstru. Acuzații grave din partea șefului PSD. Dacian Cioloș ar fi încasat, oameni buni, aproape 300.000 de euro din pensii și indemnizații speciale de la Bruxelles. O căruță de bani. Pauză și revenim.